Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite, dacă n-ai card bancar, nu poți să folosești dulăpiorul. Ba poți, că poți să plătești și cash, uite. Poți să plătești cash? Da, 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 da. La poți face plata cu cardul sau cu cash. Ai văzut că și asta la și pângău. Bagi bancnotă cu bancnotă și ți le spui pe afară că sunt false, nu? Și a bancnota asta de 5 lei sigur e falsă. Am asta primit. Se mai întâmplă la chestiile alea. Mai sunt tot de autonomate vechi prin oraș. Asta da. Moderne acum zău? Da. Eu numai de alea vechi nimeresc. De-aia urăsc. Plata că bei cafele de alea de 2 lei. Numai la parcări, la automate de parcări. Sunt automate de parcări care nu primesc card. Mie îmi plac automatele care nu dau rest. Dacă poți imagina așa ceva. Poți să plătești cash, dar nu dau rest. Și asta. Și ce fac? Tot, da. Înțelegi ce fac? Foarte da. Tare. Deci cardul e sfânt. Ca să vedeți de la ce ne-am luat. Ieri, după discuția noastră despre plata bacșișului cu cardul, locul pe care eu l-am salutat, l-am nu știu ce aici, Luca a vrut să-mi taie cauciucurile și Zaf a vrut să-mi taie cauciucurile la mașină, că eu sunt împotriva tradiției. Da, mă, ne dezumanizăm dacă nu mai avem un banc cash la noi. De unde? Și multe mesaje. Au venit foarte multe mesaje ieri. Oamenii au ridicat fel de fel de probleme. Da. Cum facem, de exemplu, cu banii pentru acatist la biserică? Păi acum îi impozităm. POS, sau cu donațiile. POS. Cum facem cu lăutarii? Era POS. V-a amuzat un ascultător. Erau mesaje cu POS în Marea Britanie, în Anglia, da, dacă nu mă înșel. La biserică. Da. Da. Am primit poze de la mai mulți ascultători din Marea Britanie cu poze de la biserici din Anglia cu POS instalat. Dar crezi că vrea Biserica Ortodoxă să-și instaleze POS? Plătești comisiunea orice ar fi. Să ieșim din această zonă că suntem în post. Da. Zice altcineva că voi ocoli tipsul pe bon fiscal, eu voi da 0 lei pe bon și îi voi da ospătarului banii de tips fără ANAF. Ne-a scris un ascultător. Dar ospătarul să știi că ospătarul va declara la ANAF. Ai treaba, și o să completeze declarația fiscală la sfârșitul anului. Exact. Da. O altă problemă interesantă a fost ridicată de un ascultător care a zis, da, zice, tu îți dai seama că acum zice, va trebui ospătarii să meargă pe încredere că patronul le va da. Se trece pe banii. Nu, se trece separat pe bon. Deci se poate face calcul. E chiar mai precis decât are rubrică. Da. Deci înainte patronul mai putea să iarză. Ok. Da, o să descoperim foarte multe cărciuni unde nu se dă bacșiș. Ascultătorii noștri au ridicat problema că se întâmplă totuși în continuare în foarte multe situații să plătești cash și banii aia să nu fie impozitați, cum ar fi la meditații, spun ei, sau la fondul clasei, deși fondul clasei a devenit ilegal, fondul cumva, clasei. Nu mai e de actualitate. Dar meditațiile, la fel, n-am nimic împotriva meditațiilor, este super ok. Ba chiar eu încurajez pe oricine, am mai zis, să-și mai ia un job, să mai găsească o cale, dar mai câștiga niște bani. Dar să-și ia POS-uri. Dar să declare bani ilegal. Zici nu tu. E normal? Adică, ok, dacă ești profesor, vrei să faci meditații, sunt acum banii. Profesori, din ce am înțeles, că ai mei nu prea fac meditații. Știi ce zic? Așa? Nu, serios. Da. Am zis că, băi, nu din clasa 7-a, din 8-a. Eu sunt pentru cât mai puțin la școală. Știi că nu o să mai avem timp de telefoane. Vrem să vorbim cu voi, apropo de cash sau card. Stai puțin. Cu de-astea, transfer cash sau card, ce preferați? 0372069599. Nu, serios. Ce preferați? Cash sau card? Eu aici n-am niciun fel de îndoială. Eu aș vrea să despară banii fizic. Și acum, cât sună lumea, zic cu ce spuneai tu. Acum am înțeles că sunt profesori care primesc cu transfer bancar banii pentru meditație. Eu plătesc meditații cu card. Uite. Da? Da. Bravo. Da. Transfer bancar. Păi e foarte simplu. 0372069599. Cash sau card, dacă vreți și niște informații ceva mai serioase decât ce vorbim noi aici între noi. Un barometru, am văzut un barometru, Romanian Business Leaders, care arată că în România, de exemplu, cardul de credit e folosit de 4 din 10 români. Am făcut o mică anchetă în studio, toți avem card de credit. Da. Că nu-l prea folosim, mai e altceva. Eu îl folosesc numai ca să închiriez mașină, dacă închiriez mașină, când plec pe undeva. Și eu la fel. Că ăia cer toți card de credit, altfel nu prea îl folosesc. Nivelul de bancarizare în țara noastră. Adică cine are cont bancar, cine face plăți are în casă. Mă rog, cine lucrează cu băncile ca cetățean. Cu 26% sub media Uniunii Europene. Gradul de educație financiară, adică oameni care au noțiuni de bază privind educația financiară, 8% din populația României. 8%, numai 8%. Știu, de exemplu, să calculeze o dobândă, înțeleg diferența între valori nominale și reale și nu înțeleg ce înseamnă diversificarea riscului și
Asta e mișto. 39% dintre respondenții la studiul menționat, scrie economedia.ro, au afirmat că nu sunt interesați să primească informații gratuite despre concepte și noțiuni financiare. 0372069599. Mai avem câteva minute. Cash sau card și de ce? Dar cash cum... sau card? Da, dar cum a mers apelul... Cine era, mă? Era ăla, manelistul, care zicea toată lumea să se ducă să-și retragă banii de la bancomate. Costi. Costi Ionita a zis asta. Costi Ionita. Da. Că de gata, ce? De acum, că se, guvernele o să naționalizeze într-o săptămână toți banii, banii fiind ai băncii naționale. Știți că banii aia nu stai noștri cash-ul. Adică bancnotele, ele aparțin băncii naționale, de și fapt. Și cardul aparține băncii emitente. Poftim, vezi? Ai văzut? Deci, de fapt, suntem varză. Toți da. Banii noștri sunt ai altora. Călin, bună unii dimineața. În această țară, pe acest principiu, merg de multă vreme. Da, banii exact. Sunt ai altora. Călin, bună dimineața. Salut, cash sau card? Bună dimineața, bună dimineața. Clar, card. Bravo. Încerc să plătesc și 10 lei și 3 lei dacă i-am cu cardul. Mm-hmm. Și de fiecare dată când n-am încotro și scot bani, mă doare sufletul. Da, vreau să vă zic că în ceea ce privește biserica, da. Nu interesează din punct de vedere fiscal, pentru că oricum sunt scutiți. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie... Da, dar asta nu înseamnă, da? Că, nu înseamnă că e corect să raportezi veniturile, chiar dacă ai scutiri de taxe, impozite. E ok, sunt mai multe și categorii, nu doar biserică. Și 100%, deși sunt cea mai mare și cea mai veche corporație. Da, ok. Ideea este că ei încearcă să evite cota care se duce în sus, către Marele Alb. De-aia nu vor decât cash. Bun, am înțeles, dar de ce, care e motivul pentru care preferi cardul la orice față de cash? Mi este ușor, nu mă mai murdăresc, nu-i mai suport, sunt urât, îmi displac banii cash pentru că nu au de ce să existe. Mulțumesc foarte mult pentru... Banii noștri nu sunt chiar așa de acum urâți. Depinde și de cât cash ai. Ai că surăței. Băi, eu n-am văzut și ce, n-am văzut bancnota de un pol. Aia cu Ecaterina Teodoroiu. Nici care s-a lansat, cred că e un an deja de când cum s-a... n-ai? Nu am văzut bancnota de un pol. Să duc eu mâine. Dar nu poți să o atingi. Vlad, bine, e și prea mică pentru tine. Înțelegi? Adică de asta nu ți s-a arătat. Da. Silviu, bună dimineața. Bună dimineața, Silviu. Bună dimineața, card. De ce? Uite-mă, Luca, poftim, toată lumea card, vezi? Și cum mai vezi pe Ecaterina Teodoroiu? Pentru că toate tranzacțiile de pe card sunt văzute de către stat. Simplu. Deci vrei, tu vrei card pentru că păi vede și vrei statul? Să te urmărească ăștia, cine știe ce pățești? Nu e problemă că te urmărești, e problemă că statul ăsta, așa cum e, trebuie să trăiască din ceva. Și că atunci... prin cipul ăla de la card ăștia văd unde ești. Da, da, da. De fapt, nu... Acum, nu că statul mai trebuie să... Mai crezi moșcă, Luca. Să știi că... Nu, adică ideea asta că statul trebuie să trăiască din ceva nu e tocmai corectă. Problema nu e că statul trebuie să trăiască din ceva. Statul trebuie să administreze banii în interesul nostru al tuturor. Asta este, de fapt... Către asta trebuie să tindem, știi? Să facă autostrăzi, dacă mă înțelegeți, domnul ministru Grindeanu. Dar ce trebuie, mă, autostrăzi? Să nu mai stăm cu orele în trafic, să nu mai aia. Păi ce legătură are asta cu statul, că ai stat în București, de exemplu? Ovidiu ne zice, nu s-a scos cash-ul din Danemarca, care e cu 50 de ani viitor față de România. Și voi credeți că o să se scoată de la noi? Nu, da. Da, asta apropo de comentariul cu Costi Ionită. Dar păi nu mă auză, știi, Costi Ionită se adresa fanilor lui, scoteți-vă toți banii din bănci. Și așa probabil că erau, am vrea dacă am avea. Dacă am avea, da. Auzi, da, apropo de muzică, la petreceri, nu poți să arunci cu cardul. Cum să arunci cu cardul? Cum să dai drumul la bani cu cardul? Nu poți să lipești POS-ul pe frunte. Ba da, poți să-i pui cardul pe frunte dacă are POS în interior. Da. Victor ne-a sunat din Norvegia. Bună dimineața. Ai greșit POS-ul, băiatul meu. Neața, băieți. Salut. Păi, cred că e clar, aici doar cu cardul. N-am mai văzut cash, cred că de vreo 6 ani. Și nu ți-e dor. Bravo. Apropo, Luca, poate până cash-ul tău îmi găsești și mie o bagnota aia nouă de 200 de coroane, că pe aici n-am prins-o. De 200 de coroane? Da. De unde da, coroane, mă, tată, că noi da, suntem amărâți? La voi, adică sunt magazine care au precizat, nu primim decât plata cu cardul, nu? Nu există așa ceva. Și la piață, dacă mergi... Nu, mă refer poate... la magazine, ce obțin în Copenhaga am văzut, unde scria, nu luăm decât bani cu cardul. Da, sunt case la magazin, anumite case de marcat, care spune doar card. Da. Așa și la noi. Așa avem dacă și noi. Duci în hipermarketuri, găsești case automate unde plătești doar cu cardul. Da. Nu mai suntem nici noi chiar așa fraieri. Cum ar veni? Da, acolo la casele alea nu-l primește pe Luca. Da. Mihaela, bună dimineața!
Bună dimineața, Mihaela din București. Bună, Mihaela. Sunt de acord cu cardul în condițiile în care ar dispărea banii fizici complet. Deci sunt de acord cu cardul pentru a nu mai exista șpaga. Șpaga nu e legată de cash neapărat, că se pot găsi soluții, adică nu... Mă, n-ai văzut că de asta e să orice soluție ei... Orice soluție ei găsi, se văd soluțiile alea. Da. N-ai văzut, mă, și asta grecoica de la Parlamentul European. S-a luat șpaga cu punga, bă, ce înapoiată. Asta cu volumul e problemă. Nu știe și ea cu un offshore, nu știe să mai treacă pe aici să vadă care e. Dar ce ne facem? Pungă de șpagă săracă de ea. Ce ne facem dacă, uite, dispare cash-ul, cum zicea și Mihaela mai devreme, și o pană de aia, de... De curent. De curent, de internet, de toate alea. Se face caiet. Da, pe de altă parte... Imediat. Păi, dar și ca tu, că nu mai... Stați puțin. Vie vi se pare că asta, ca să trecem la alta, Eva Kaili asta, credeți că au fraierit-o catarezii? Deci ei au cheltuit 200 de miliarde... 100% a fost o neînțelegere. ...de dolari ca să organizeze, ca să organizeze campionatul mondial. Da. Și au dat și pagă cu punga 1 milion la o fată de la Parlamentul European. Nu, eu cred că eu am văzut-o, dânsa e și frumușică. Și eu cred că a fost o neînțelegere de la domnul cu șpaga, că avea alte intenții și ea a înțeles că să vorbească de bine, el de fapt că are o problemă cu engleza. Tarezi și Stelian. Voi ceva pe cameră. Da. Da. Stelian, bună dimineața! Da. Bună dimineața! Salut, salut, Sterule! Eu sunt și pentru cash și pentru card. Hibrid, dar, adică. Hibrid, exact. Bravo. Iar în legătură cu subiectul nostru de mai puțin mai devreme de meditații, să fie impozitate sau al doilea job, eu consider că meditațiile sau al doilea job ar trebui neimpozitat, pentru că este din timpul meu liber. Într-adevăr, să fie impozitat primul meu job, da, principalul, iar al doilea să mi-l lase neimpozitat, pentru că este din timpul meu liber și... Interesantă e un punct de vedere, da. Da, interesantă idee. Poate fi. Independent ce fac cu timpul meu liber. Dacă eu consider, aș putea să stau. Eu dacă stau, nu-mi impozitează nimeni statul. Uh-huh. Da, interesantă idee. Poate foarte facem o discuție odată pe tema asta. Neimpozitat nu înseamnă, vă reamintesc sau vă repet, bani nedeclarați. Banii ți se declară. Da. Asta e altceva, că ai scutiri de impozit. Uh-huh. Iar apropo de cum să ia lăutarul, manelistul banii, mi-aduce aminte Gabi, salut Gabi, că există acum POS pe telefon. Sunt aplicații, practic se duce cu telefonul și ia bănuțul. Da, da, da. Deci aș vrea să văd asta. Da, n-ai... Aș vrea să văd asta, cum se duc cu cardul și... Care ar fi problema? Cât să fie? 10 lei? Ai greșit POS-ul, băiatul meu. Uite, așa ne dispar tradițiile. Ceea ce... Ah, nu mai avem și vorba de, băi, economia orizontală. Știi că dacă dispare cash-ul, orizontal, așa. Dispare elasticele alea de ținut teancuri. Adevărul că da. Adică ce facem? Afectezi alte industrie. Trebuie să ții mai multe carduri. Băi, da. Cum ar fi să ai carduri legate cu elastic? Gen 15-20 de piese. Da. Câte carduri ai? Eu? Da. E un elastic și... A, mă întrebi așa, bun. Le strâng acolo. Credeam că mă întreb serios câte carduri am. Uite, am putea să facem experimentul ăsta. Eu am 3 carduri. Da, eu cred că 7 carduri la mine. 3 carduri? Ești bolnav. Toate noi. Nu. Adică... Toate negre, pardon, am vrut să zic, nu noi. Toate negre. Nu, negre în cerul gurii. Nu? Cum adică negre? Nu înțeleg. Adică de la... de Bosch. A, nu mă, stai mă, tot eu am un card de debit. Da. Mai am un card de debit. Și unul de farmacie sau ce? Pe care cheltui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.